Hi everyone, welcome back to another video. So, a little while ago, I made a... ...fermitatea, părerile, să păstrezi laturile, e foarte important. Păi ăștia, dom'le, arta n-are laturi. Ba, are. Ai văzut tu un pictor să picteze pe aer? Nu toți pictează într-un cadru. Poate să fie un cadru rotund, dreptunghiular, pătrat, triunghiular, dar este un cadru. Păi, paradoxal, și puțină lume știe asta, eu discutând cu tine, eu am observat că tu ai niște sensibilități de-astea artistice. Și la un moment dat vorbeam, nu mai știu de ce pictor vorbeam și l-a explicat foarte bine. Cred că de celebra pictura aia lui Solomon care își mănâncă copiii sau nu mai știu. Cred că despre aia am vorbit la un moment dat și mi-a explicat cum este expresia absolută a răului visceral din oameni și... Probabil. Mi-ai zis tu stai departe, Gojiro, de artă, da? Da, băi... Arta asta, în spatele cuvântului arta, acum s-a scundat de multe chestii, Gojira, și atât de mulți incompetenți. Ca păi, și spatele... hai mă, iar începem. Păi nu, dar spun așa, în spatele cuvântului artă. Mai lansat pe drumul viața e frumoasă, arta e mișto frumoasă. Și acum iar ai băgat-o pe asta conspirație. Nu, dar nu-i conspirație. În spatele cuvântului artă s-ascund mulți incompetenți, în spatele cuvântului intelectual s-ascund mulți incompetenți. Pentru că par niște meserii ușoare, știi ce zic? Dar de fapt nu e nimic ușor. Eu nu cred în marxismul cultural, ca să o lămurim. Slavă Domnului! Asta e o chestie, că oricine poate să facă orice. Da. Busul meu, mi-aș dori să fiu star porno. Nu arăt asta, deși am mustață. Da, dar trebuie să te apuci de sală, să muncești mult. Bă, lângă bă, dacă fac... ai vrea, bă, spui ceva, dacă ai vrea, ai putea. Hai mă, ăsta e marxist cultural. Nu-mi băga prostii în cap. Ba nu, tată, n-aș putea. Nu, hai să spun ceva. Șansa e foarte mică, înțelegi ce zic? Dar probabil dacă te-ai ambiționat la modul să schimbi viața total, te-ai pus să faci operații, să 20 de ani, la, nu, 5 ani probabil, sală, dietele, probabil că... M-am, bă, la un moment dat... Nu știu dacă s-ar mai conveni după aia, știi ce zic? În... La un moment dat mă dăituiam, ca să zic așa, mă vedeam cu o fată care era actriță porn. Foarte mișto, îmi plăcea extraordinar de mult de ea, nu-ți dau numele că e destul de cunoscută, dar băi, avea un stil de viață atât de dracu, băi, era spartan, mâncați așa. Deci dacă i-am spunea că este soldat în legiunea străină, cu regimul ăla de lucru al ei, eu o credeam, dacă nu știam exact ce face. Păi... Sala era sală, mâncatul era, băi, era cântărit. Ce-i drept avea pătrățele pe burtă. Păi, da, dar... vezi tu, hai să spun ceva, te menții în formă pentru să-ți păstrezi energia și toate chestiunile. Contează și pentru ce le consumi.
Trecând peste asta, băi, noi am avut o discuție aici. Mie mi-ar plăcea foarte mult noi la un moment dat să facem emisiune de gătit, de mâncat. Deci cred că suntem ultimii oameni de la care s-ar aștepta. La mine s-ar aștepta. Da, să fie, eu și gătesc, mie e ok. Mie place să mănânc, contrar faptului că sunt mai slăbuț. Dar mie îmi place să mănânc și la restaurantul meu uneori și două, trei feluri, mănânc fiecare, așa, îmi place gustul în general. Mi-ar plăcea mult să facem emisiune de gătit. Și eu fac și, cum ți-am zis, fac și de alea, dintr-o conservă și un ardei gras și o ceapă, înțelegi ce zic, ca la pârnaie, bam, bang, și luăm și un reșou de la mic, facem noi, de fapt, dintr-o liță și o cărămidă, și băgăm în priză așa, uite acolo avem priza, și gătim pe el. Băi, scuze că tot aduc discuția asta în căutare disperată de clickbait. Care a fost cea mai nasoală, cel mai șocant lucru pe care l-ai văzut în pușcărie la noi? Lucrul la care te-a frapat și ai zis, bă, ce e asta totuși? Bă, nu știu dacă a fost ceva care să mă frapeze la modul așa, dar am văzut câteva lucruri care ți-au rămas și care te-au marcat așa și ai zis. Da. Mi-aduc aminte de un băiat, venise, era un ceva de la țară. Nu știu de ce era arestat. O prostie, oricum. Asta de la țară, știi ce zic, cu chestiile așa, un mizilic. Da, nu, vai, că nu. Și cred că avea și o deficiență mentală. Cred, nu cred, sunt sigur de asta. Avea o privire tulbură așa și mereu înlăcrimat așa, știi. Și simte că l-a băgat în cameră. Eram la Ploiești. Și nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, că nu eram foarte atent. Mâncam sau așa, făceam. Și ăștia a venit să l-au băgat, l-au băgat sub pat, l-au bătut, l-au băgat sub pat. De ce? Bă, nu mai... Făcuse ceva, adică să era botezul, ce era? Nu era un botez, că nu, cred că, nu știu, i-a simțit slăbiciunea, nu mai țin minte exact, oricum. Bă, l-au și, ce să mai, l-au și futut până seara. Înțelegi ce zic? Și mă uitam așa la el, băi, avea o chestie foarte animalică în privire. Înțelegi ce zic? Era ca un animal hăituit așa și... Mi-aduc aminte și mai era el și cu încă unul care venise și la fel, asta era mai, asta în privirea lui n-am văzut, nu văzusem, avea o privire mai vicleană, dar și eu a trecut până aceeași chestie oarecum, n-am înțeles ce zic. Te-a speriat cineva punctual în închisoare? Pe tine, ca om, la modul... Așa am chestii personale cu el sau chestii astea? Nu personale. Ai văzut, ca să zic așa, în închisoare, întruparea răului care merita să stea acolo și ai zis, bă, ok. Bă, hai să spun ceva, uite, nu, n-am văzut pe cineva, categoric toată lumea e vinovată, probabil există mici excepții care nu sunt, nu știu, foarte mic procent. Se confirmă mitul ăsta în care fiecare are povestea lui în care îți explică că nu e vinovat? Sau sunt și asumați? Există și asumați, există și oameni care își asumă și oameni care nu își asumă. Asta e chestiune de caracter. Dar n-am văzut pe cineva care să fie total rău. Înțelegi ce zic? N-am văzut pe cineva care să fie total rău, să fie absolut, să nu facă nicio chestie bună. N-am văzut. Bă, asta e optică de om optimist, contrar... Eu îți spun ce am văzut cu ochii mei. Contrar durității opinilor tale. Da, asta e chestiune care am verificat-o și am văzut-o. Într-adevăr, există oameni care sunt foarte răi. Înțelegi? Dar n-am văzut un om care să fie constant foarte rău. Am văzut și laturile fiecăruia bune și toți au nevoie de oarecare interacțiune. Crezi că răutatea asta e o stare de fapt sentimentală interioară care este exersată, e indusă de factori externi? Pornește probabil de la frustrările noastre pe care le avem, le revărsăm și dacă funcționează și avem și forța necesară să impunem chestiile astea, probabil mi se pare că funcționează și o facem să crească. Deci rău e ca un mușchi pe care îl tot flexezi și crește, da. Ca și bine. Păi asta tot încerc să zic, că și toleranța e tot la fel, bus. Da, dar numai că spre deosebire de ceilalți doi mușchi, toleranța nu trebuie să o crești la maxim. Că devii diform. Băi, eu încerc să-mi exercit toleranța asta cât mai mult, dar am spus. Și am vorbit și cu o parte și cu alta. Eu unul personal... Sunt unul dintre cei mai toleranți oameni pe care îi cunosc. Asta pot să confirm. Asta o afirm eu despre mine. Înțelegi? Eu nu prea afirm lucruri despre mine. Așa. Dar asta să spun, eu sunt unul dintre cei mai toleranți oameni pe care îi cunosc. Dar nu sunt tolerant
în fața răului. Și când îl simt deghizat în bine, caritate, etc., atunci sunt aspru vis-a-vis de chestiune. Atât tot. În rest, sunt un tip foarte tolerant, dulce, caterincă și tot ce vrei. Asta, repet, asta pot să confirm. De multe ori, având păreri diametral opuse, uite că Sișu a venit unul, a venit la mine și doi, de fiecare dată când avem ocazia asta la povești, cum spuneam, stăm, nu avem absolut nicio problemă. Bun, dacă Sișu Tudor ar face acum un best of la familie și ar alege cele mai reprezentative trei piese la familie, care ar fi alea? Băi, probabil ai tupeu de borfaș și vorbe care sunt din start, n-ai cum să... Și cred că probleme de familie. Cred că astea sunt, dacă aș pune astea trei... Cred că probleme de familie, corectează-mă dacă greșesc, probleme de familie e piesa aia care a cimentat statutul formației la familie. Băi, când a apărut probleme de familie... Nu cred că a mai contestat nimeni faptul că totuși cu la familie treaba e serioasă. Băi, da, și pentru noi a fost oarecum, am simțit treaba, deși noi piesa, adică tu gândește că ne-am făcut-o, deci am avut un single național, tupă de borfaș. Așa, foarte bun. Foarte bun, ai tăcă. Și următorul nostru single a fost o piesă fără refren. Înțelegi? Da, știu. Adică... chestiunea care noi nu prea, noi nu gândeam în termeni, nici nu cunoșteam cuvântul marketing, dacă să zic așa, ca să ne înțelegem. Nu gândeam în termenii ăștia de marketing sau... Pur și simplu făceam așa cum simțeam lucrurile că se întâmplă. Dar și am simțit efectul chestiunii, pentru că oamenii, deși le-a plăcut piesa, nu era o piesă de banger, știi? Dar, în schimb, am atins altă latură. Ți-mi minte că ne-a chemat Andrei Gheorghe. Așa. Era director la Pro FM. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Și ne-a zis, bă, azi, îmi place tare piesa asta voastră și chestiile astea și a vrut să facă un turneu cu noi. De acolo ne-a și venit ideea să se numească Familiarizează-te. Bun. Pentru că zis, bă, piesa asta mi se pare foarte tare și mesajul ăsta ar trebui să-l promovăm. Știi? Băi, și-a avut clipul ăla extraordinar făcut. Dar numai că nu s-a mai concretizat nimic, ne-a rămas cu ideea de Familiarizează-te în cap, dar nu s-a mai concretizat. Corectează-mă dacă greșesc. Nu Marian Crișan a făcut videoclipul ăla? Nu. Tudor Giurgiu. Tudor Giurgiu. Crișan ce a făcut? Crișan a intrat în scenă de la... Nu mi-aduc aminte dacă cumva de la Pune la Pământ, Adevărul Golgoluț, Mai Vrei. De la Mai Vrei al tău. Da, nu, al meu, al nostru, la familia. A fost la familia? Da, eu tot timpul am trăit cu impresia că e piesă Sișu. De ce? Nu, aia cu Alex Velea și cu Mai Vrei. Aia din limuzină. Ioane de idei, nu aia ai vrea să ai. Da, asta, vezi, iartă-mă. Aia e Sișu. Da, acolo mi-am făcut eu chestiile mele solo. Acolo am început. Mamă, și a mai fost și episodul. Am vorbit inclusiv cu micuțul ăsta, cu Negruțul și Sișu. Spune-mi ce vrei. Micuțul, ce trebuie a fost? A fost micuțul. Băi, noi suntem fain, mă. A, te referi... Te-am bârfit, stai mă, vorbeam. Bă, stai așa un pic. Nu, că nu știam, nu mergeam aminte, zic, bă, nebună, a fost el acolo și eu n-am văzut. Nu, sub nicio formă, micuțul, eram mici atunci, nu aveam nicio treabă. Băi, da, este un episod foarte ciudat, piesa aia, atunci. De ce e un episod foarte ciudat? De fapt, se mai bună strada mea, care nu știu dacă l-ai ascultat. Normal că l-am ascultat. Ai văzut cum sună, oricum și ăsta nu sună care este albumul lui. Sub nicio formă, că de-aia am și adus vorba de. Și am văzut o piesă și cu Mihai. Am învățat la chestiile mele, aveam ideile mele, propunerile mele. Dar țin minte și nu mai țin minte exact cum, dar țin minte că trebuie să merg la Năvodari, la Orange acolo. Piesa și acolo normal piesa a luat o altă tonură, altă formă, altă idee, s-a făcut altceva, altă piesă. Ți-a displăcut când ai auzit? Nu, dar nu eram, eu nu făceam piesele în genul ăla și n-am. Deci aia a fost prima piesă pop a lui Sișu. Oarecum, să zic așa, și pentru mine e o amintire, pentru că la primele clipuri aveam problemele care le aveam. Și am mers acolo fără să am la mine așa ceva. A fost două, trei zile de puțin.
Deci piesa ai făcut un... Ai pe sevraj făcut, da. Aoleu! Da. Dacă vinci, vinci. Și era o vreme urâtă la năvătare atunci. Ah. Da, scuze că am deschis ușa asta atunci, îmi pare rău acum. Am adus aminte, știi ce zic? Bun, deci ai Sfânta Treime de la La Familie. Bă, eu așa spune, acum na, nu vreau să Sfânta Treime, că e nu altă Sfântă. Dar ca trei piese, ca podium, cred că așa, cred eu. E, adică nu că e posibil să ai dreptate, ai dreptate, că tu știi ce implicații la nivel personal au avut piesele alea. Cam asta cred că au fost cele mai... Atât. Dacă ai face un top 3 artiști români în momentul ăsta, artiști muzicali români. Care activează acum, pe zic. Care activează sau care au activat, poate să fie și retrași. Un top per... Что тут кто? Нет кого? Чё? Служивый, это наша...
Persoana la Lusișu, care ar fi artiștii aia? E, uite, asta e o întrebare grea. Știu că e o întrebare grea, de-aia am și pus. Sunt curios unul. Și acum... Constantin Brâncuș? Așa. Voiam să zic artiști muzical, da. Facea... Bă, există mai mulți care îmi plac. Cum cântă sau cum scriu sau... Nu neapărat din hip-hop. Da, nu. Îmi place și de Alina Eremia. Așa. Scrie. Face versuri și atunci un om care are o luptă interioară, care altfel nu scrie. Că dacă ești plat din punct de vedere emoțional, nu scrie. Îmi place... Roxen, e o fată care o pe la radio. O știu pe Roxen. Foarte mișto, mi se pare mie. Îmi place Frank B, rap. Din valul ăsta nou. Da, ca să zic e chiar așa. nou el așa, dar... E cam din valul ăsta nou. Uite, mai e un băiat care e la noi, îl cheamă Mecilin. Eu știu despre ce e vorba. Așa. Nu știu dacă l-ai ascultat, chiar a scos acum o melodie azi. Păi azi? Dar el a mai scos, l-aveți pe piese. A scos și cu Exploit una acum vreo săptămână sau două, nu știu exact. Și bine, ea colaborează cu băieți de vârsta lui. Uite și asta e piesa. Anume ce asta nouă. Bă, ce curat arată clipul. A, uite. A,
Cred că o să edităm un pic și o să punem și bucăți din clip ca să vadă exact unul la mână. Ce înseamnă la noi acum? Stai că asta voiam să zic, evoluția lui Sișu. Adică vreau să vorbim în echipa noastră, brigada noastră, oamenii care se apropie la Stradivarius, chestiunea asta noastră. Despre Stradivarius voiam să vorbesc. Da. Stradivarius e, ca zic, proiectul personal al lui Sișu. E casa noastră de discuri, dacă vrei să spun așa, în sensul... De acoperișul nostru, sub ăsta stăm. E strada noastră. Se mai fac bani din muzică? Băi, în momentul de față e cam dificil, după nu poți să practici muzica. Am vorbit despre muzică. Bancă nu se fac, nu există nicio activitate muzicală. Nici din stream online, nici din tot felul de activități de astea online. Dacă ai 5-6 oameni care trebuie să stea lângă tine până trece perioada asta, dacă o să treacă, ori te joa din stream online și n-aia să duc în viață. Online-ul nu poate să susțină un artist acum. Poate singur, da. Dar un artist nu poate să susțină cariera singură, înțelegi ce zic? Asta e mare. E un paradox, e o chestiune. Trebuie să rămână toți în viață. Tu ești într-o perioadă acum în care te chinui să supraviețuiești ca artist sau ești relaxat ca artist? Păi... Știu că e complicată și cu multe implicații întrebarea asta. Nu știu cum să... Sunt relaxat, ce se poate întâmpla la urma urmei? Viața așa funcționează. Momentan e o perioadă mai complicată. Ți-am zis, pentru că nu sunt genul, eu nu sunt genul acum să închidem tot și bă, hai vedem ce-o fi și când ne revedem când trece treaba. Înțelegi ce zic? Nu merge așa. Noi suntem împreună toți în chestia asta și cercăm să trecem peste. Și numai că e mai greu. Nu e să ai fi 5, 6, 7, 8, 10, 5. Care... Mai ai drive-ul ăsta pe care... pe care trebuie să-l aibă orice artist, adică ești, ai foamea asta, metaforic vorbind, ai foamea de a cânta? Continuare mai ai foamea, că asta știi că apare, dispare. Răspunsul ăsta nu pot să ți-l dau eu. De ce? Pentru că, uite, hai să arăt, am scos ieri o piesă mea. Așa. Mie îmi place piesa. Uneori zic despre piesele mele că nu-mi plac. Se întâmplă după așa. Piesa, să zic, nu-mi place piesa. Nu simt atât de mult, am greșit. Se întâmplă, asta îmi place. Da. Uite. Și dacă îți plac, deci tu judeci, asta e la piesă, asta e energia mea. Dacă tu o judeci și spui dacă e drive-ul sau nu e drive-ul. Că tu ești ascultător, nu? Ok, nu poate să nu-mi vină în minte întrebarea asta. N-ai avut frică ca artist la un moment dat? Că nu o să mai fii relevant? Frica asta, băi, haina relevanței pentru un artist e foarte greu. Păi, da, asta e problemă irelevantă. De ce? Pentru că vreau să mă exprim. Nu te interesează aceea. Tu ai zis o chestie foarte tare care mi s-a părut extraordinară și se simțea sinceritatea și pornirea viscerală din muzica la familia la început, că n-aveați planuri de marketing, voi nici n-ați realizat că probleme de familie n-are refren și că ar putea să fie o problemă atunci. Acum gândești așa structurat muzica sau vine, iese tot la fel? În principiu iese tot la fel, dar uneori sunt cont de niște revii, îmi dau seama. Bă, am un grijă ce au chestia asta. Dar procesul de creație și direcția așa e natural. Nu am îmbrăzut tot nimic. Țin cont. Luați liber. Am trebuit să o aranjez.
Alt episod tulbure legat de parcursul ăsta foarte sinuos al formației La Familia, care a apărut, a dispărut, a fost aia cu tataie cu numele. Da. Bă, aia a fost, știu... A fost o problemă... Știu că, știu că e nasol să vorbești despre chestia asta, dar... Sincer, vă spun ceva? Nici n-am simțit chestiunea foarte tare, pentru că eram arestat. În toată chestiunea asta. Și nu... nu... Dar, într-adevăr, a fost o problemă atunci. Și a fost o chestiune așa... Am simțit tot amarul formației în piesa EFA. Da, care... Dar să mai discutăm. La vremea respectivă alea erau sentimentele care se simțeau... Aia a fost o piesă... Dar cred că cu Dragoș ar trebui vorbit asta, mă. Fie vorba între... El a fost aici, el a produs chestiunea, el a făcut atunci, trebuie numai stat. Și acum țin minte, am văzut clipul prima oară când a fost premiera, un televizor pus într-o altă cameră în fața gratilor, că la noi nu mergea pe canalul respectiv televizorul din camera. Așa. Erau fiind vară, ușile erau deschise, erau doar... Пацаны, да сладкие они, не с... Да!
Video. Doar gratis, erau două față în față și aia de la camera de vis-a-vis mergea televizorul pe canalul respectiv și l-au adus în hall, în gratis, și mă uitam din gratiile mele la ala, știi? Și așa, așa am văzut clipul. Așa ai văzut E foame de bani prima oară, da. Așa am văzut. Nu știai piesa cum sună? Nu, n-ai seama, că n-aveam de unul. Și după aia stăteam în parte și auzeam toată pușcăria când a dat televizor, eram și auzea tare. Băi, colegii din pușcărie, ca zic așa, erau cum erau? Bă, suntem cu Sișu de la la familia în închisoare. Asta erau... trebuie pe ei. Adică simțeai chestia asta? Nu, no, de multe ori. Și în general, except în câteva lucruri, am mers unde, bă, eram, știam, cunoșteam cu cineva, aveam o cunoștință, un prieten, cine știe. N-ai avut probleme majore în închisoare? No, nu te-ai temut pentru viața ta, integritate corporală sau mai știu eu ce? Nu, nu. Bun, hai să ne întoarcem la asta cu numele la familie. Băi, ce s-a întâmplat acolo? Eu am tot întrebat. Eu respect foarte mult pe tataie și pe Vlad. O șicanare continuă între noi, probabil, și el a simțit că asta e o fisură în construcția noastră și a încercat să o speculeze. Dar putem să o organizeze, faptul că nu e o chestiune de... la punct legal. Cicanările au început, băi, bărbații să ceartă ori de la bani, ori de la femei. Asta e regulă universală. De unde au început cicanările? Cine le-a... Femei n-avea cum să fie cearta. Asta zic și eu. Iar... din câte știu. Poate am putea să spunem de la bani, poate el avea o privire mai pecuniară asupra problemei și atunci atitudinea lui era conformă. Vorbim de tata aia. Streamlabs.com. So you go there and select login to get started. You can log in via Twitch, and I do recommend doing that, or YouTube, whichever you're using. Now, if this is your first time logging into Streamlabs, it's going to ask you for your password. You got buffers. You can also choose the layout. There's tons of options here. And this is just going to cover all the general alerts right there. Then we can select these tabs for all the different types of alerts. So in this tutorial, we're only going to do followers.
Это пошло! Thank you.
Вон он упы! Вон он!
Yo.